Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Vă salut, numele meu e Daniel Radu, de această dată la City TV, alături de reprezentanții Partidului Verde România. Alături de mine, așa cum vă spuneam, doamna Lavinia Cosma și domnul Florin Călinescu, președintele acestui partid. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru prezența în platou. Bună, să zic, că nu știu acum ce oră e, dar dacă tu zici... Ziua bună! Așa se zice, da, ziua bună! Voiam să aducem în fața Târgu Mureșenilor ce înseamnă Partidul Verde în primul rând. Vorbim despre o ideologie, despre un concept clar, bine definit. Știu că astăzi a fost și o zi aparte. V-ați lansat candidatura pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș. Cum ar trebui Târgu Mureșenii să înțeleagă această viziune, domnul Călinescu, Partidul Verde? Ai ridicat mai multe probleme și pentru Târgu Mureș o să invit pe Lavinia în mod firesc să spună, pentru că alegerile locale, chiar dacă sunt conțin în ele membri de partid sau activiști sau simpatizanți, ele se referă la un specific pe care comunitatea, în cazul de față Târgu Mureșeană, îl cunoaște cel mai bine. El nu are nicio legătură cu Timișoara sau cu Tulcea sau cu Sinaia sau cu o localitate dunăreană. Pe scurt, Partidul Verde este singura cale în Europa de mai bine de 30 de ani. În Germania, unde lucrurile sunt deja cam organizate din punct de vedere social, Austria, Franța, Belgia, Olanda, Suedia, Letonia, Estonia și așa mai departe, ei se ocupă aproape doar de aspectul verde al politicii. Noi, în România, va trebui să ne ocupăm de toate preocupările omului, de la pensii la salariu, de la educație până la armată, de la relații diplomatice până la medicină, de la banking la IT, de la siguranța cetățeanului până la construcții, infrastructură, absolut tot ceea ce nu s-a întâmplat de 30 de ani încoace și probabil să nu vă dați acum cu mine moderator neutru, că după ce plecați de sunteți cetățean. Eu spuneam când făceam emisiuni în direct în majoritatea lor, spuneam aceste lucruri și nu aveau ce să-mi facă, nici ce ne-au și ne-au zic, dom'le, eu nu pot să mint spectatorii. Eu sunt aici moderator, dar sunt și cetățean și plec și ei erau la un metru de mine și mă întreabă lumea, de ce nu mai faci chestiunea asta? Pentru că urma să mă întind să-i pocnesc. Eu nu pot să zâmbesc aici, să-mi dau cu fond de tensă autoritare și să vină șeful țării, să vină prim-ministru, să vină miniștri, să vină senatori, deputați, care mințeau. Știi cum arată minciunea de la jumătate de metru? Și chiar mă întindeam așa puțin și am zis, bă, trebuie să fac chestia asta. Acum mă calmez puțin cu emisiunea asta, care are o paletă, pentru mine ceva de neînțeles, 4-5 milioane de români. Dar văd că 4-5 milioane se uită și pe Facebook-ul meu și cred că românii își vor da seama, pentru că de data asta ne vor ajuta foarte tare românii care trăiesc peste granițe. Ei știu ce înseamnă Partidul Verde în Europa și n-au decât să-și sfătuiască neamurile de aici ceea ce se face. Despre proiectul verde pentru România o să începem să vorbim după locale înspre parlamentare. Lavinia să vă vorbească despre ceea ce vrea ea să întreprindă în această toamnă aici. În primul rând, această lansare a candidaturii, cum vedeți dumneavoastră Târgu Mureșul în aceste momente? Dacă ați resimțit niște lipsuri care pot fi acoperite fără nicio problemă de ceea ce spune Partidul Verde, de ceea ce încearcă Partidul Verde să facă pentru România? Se poate și pentru Târgu Mureș? A fost, în primul rând, o zi foarte frumoasă din punct de vedere al lansării. În ce sens? Știi, când te simți bine în pielea ta și îți plac oamenii cu lângă care stai, atunci lucrurile se leagă într-un fel frumos. Acum, știți că activitatea mea în cei 4 ani de parlament, eu m-am ocupat foarte mult de ce înseamnă partea asta locală, de la piste de biciclete, la parcări, la tot ce n-avem de fapt. Știm cu toții că după 20 de ani de administrație Florea, n-avem de niciunele. Din păcate, la spital mergem, am vorbit aici la dumneavoastră în emisiune de atâtea ori și mergem cu o boală, că doar nu te duci de veselie la spital și n-ai unde să îți lași mașina. Când ieși de acolo, te mai trezești că și dă o amendă eventual sau eventual ți-o ridică și mai grav.
eu cred următorul lucru. Eu, cetățean, am pretenția de la autoritatea locală să îmi facă parcare, îmi pune condițiile, regulile. Eu, dacă n-am respectat regulile, poate să-mi dea amendă să-mi facă orice. Dar să vii să mă amendezi tot timpul și tu în 20 de ani n-ai fost în stare să faci o parcare, nu e un lucru normal. Am fost în Consiliul Local, am vorbit despre asta și din fericire am reușit să opresc la timp și să fie acea hotărâre într-o variantă mult mai în regulă și să nu se comită multe abuzuri. Asta e o chestiune. Ce înseamnă Partidul Verde pentru Târgu Mureș și pentru Mureș înseamnă, are legătură cu noi toți, cu viața noastră. Eu am început să vorbesc despre Smart City, despre Green City de la începutul mandatului meu. Ne dorim cu toții piste de biciclete. Eu aș vrea să ajung de la mine de acasă la birou și, dacă vă amintiți, am mai discutat și aceste lucruri, dar mi-e frică că mor până ajung acolo. Și atunci stau și tot aștept tot de 20 de ani ca cineva să-mi facă piste de biciclete. Vreau să fiu eu cea care face pistele de biciclete, că știți cum e ca în viață. Dacă un bărbat promite unei femei și tot promite și tot promite și după 20 de ani nu se întâmplă ceea ce a promis, la un moment dat, adică, na, și ca și cetățean, eu cetățean ar trebui să fiu... Cum ar fi dacă aș crede în continuare chestiunile astea? Eu vezi că și când o femeie promite ceva, trebuie să se țină de cuvânt. Da, da. Corect. Așteptam replica. Eu vorbeam din deși Partidul Verde European vorbește despre gender corect și așa mai departe, eu vin și spun că, cu toate riscurile personale, în politică împărțirea asta nu este foarte eficientă. Vorbesc de politicieni și de administratori. Sigur, există și la primării și la parlament toalete pentru împărțirea respectivă, dar politicianul care vrea să facă politică, administratorul care vrea să facă administrație, nu o să spună, stai puțin acum că eu am o problemă sau depresia feminină e altfel decât sau m-a sunat copilul. Yeah. Nu, vrei să faci chestia asta, o faci și cu asta basta. Exact. Avem un flair frumos. Să-l cunoaștem. Da, eu sunt asta. Să înțeleagă Târgu Mureșenii, da. Eu sunt asta și ea e candidata noastră la Târgu Mureș. Uitați-vă bine la ea, uitați-vă bine la noi. Parcă suntem Albana și Romina Power. Da. Este bine împreună, nu? Nu mai de piste de biciclete aveți nevoie, dragii mei. Aveți nevoie de... Am umblat ieri pe platou, pe insula asta, pe aici. Dacă tot orașul se duce doar în două locuri pe care le știu după vremea comunismului, îmi pare că nu s-a întâmplat nimic. Entertainment trebuie să fie și pe strada mare. Trebuie să fie ca la Viena. Magie, ventriloci, statui mișcătoare și așa mai departe. Nu trebuie să te duci la Viena, de exemplu, în Prater, unde chiar este ceva oribil la ora asta. Există atâtea locuri frumoase în Târgu Mureș care merită redate entertainment. Siguranța cetățeanului, sănătatea cetățeanului, educația copiilor, să iasă oamenii. Orașele au ajuns o insulă de fierbințeală, nu mai poți să... Înainte se mai ieșea noaptea, da, în fața blocului. Orașul nu se mai răcește noaptea. Și atunci, practic, nebunești. Nu-ți poți explica de ce te scoli toată noaptea să bei apă și ai tot felul de probleme. Poate să facă... O să-i mai livrăm la mine câteva idei. Dar una pot să vă spun de pe acum. Nu mai dăm autorizații de construire. Atenție, dragi bucureșteni, târmureșeni și timișoreni. Nu mai dăm autorizații de construire acolo unde avem primari, decât în următoarele condiții. Vrei să faci un bloc de 1000 de metri pătrați, dar atașezi proiect de 1000 de metri de parc, de spațiu verde, de pădure, de ceva. 500 de metri, 500 de metri de spațiu verde, plus calculat la 500 de metri câți de persoane sunt acolo, atâtea locuri de parcare. Vreți să scăpăm de multe surse? Mai avem soluții, multe, nu vi le spunem pe toate acum, pentru că sunt multe partide care vor să afle ce înseamnă The New Green Deal. De exemplu, trecerea întregului transport public pe electric. Trecerea pe un impozit zero a fiecărui cetățean pe o mașină electrică. Bă, dar vreau și a doua și a treia.
Păi o să te ardem la impozit, poate ți ajunge una, da? Sau treci la a doua tot electrică și tot așa, tot așa. New Green Deal-ul, noua orientare europeană care vorbește de 2000 de miliarde pentru cumva pansarea Europei după pandemie, vorbește de subordonarea întregilor proiecte, în întregimea proiectelor, a dezideratelor de această natură și doi din cauza Ungariei și Poloniei și cât pacea României Dragnea, respectarea statului de drept. Deci nu mai poți să faci nimic dacă nu are o componentă verde. Nu mai poți să faci nimic în Târgu Mureș, da, în Bistrița sau în toată România, dacă nu te gândești la ce pădure ai, la ce munți, la ce dune, la calitatea apei, a pământului și a oxigenului. Deci nu se mai poate chestia asta. Lasă, domnule, că facem asfalt după asfalt. Nu, nu mai puteți. Numai că Partidul Verde, când va intra în Parlament la toamnă, va veghea și la acest aspect. Nu mai plătește România impostura unuia și altuia de pe la CNADR. Nu, plătește la care a semnat, da? România nu are bani să plătească la CEDO, la Dragi, la Laci. Nu, 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 plătiți ăștia care semnați, da? Nu se poate să merg până platou și mi-arată unul o casă frumoasă și zice, domnule, e o gașcă aici la Ailu Flora, nu știu cum dragul îi cheamă pe comici ăștia vestiți. Domnule, nu poți să faci nimic în orașul ăsta că e o echipă așa de băieți care ar vrea să ia ei tot. Să ia ei tot ce? Vă spun ceva despre Partidul Verde? Putem să-i luăm din 1990 cu fluturașul. Ia veniți, mă, la sală. Câte salarii? Ce ai avut tu, mă, Florea, din 90 încoace? Păi am avut 1.320.000 de lei. Păi justifici, eu știu ce? Sunt soluții pentru toate. Eu nu m-am băgat în politică ca să mă compromit sau nu m-am băgat în politică să mă vând sau să mă cumpere sau să mă îmbogățesc sau să, dacă o să candidez, o să vedeți lista mea de avere cu toate basmele astora prin ziare, cam milioane de euro, cam pe dracu mii de proprietăți. Am un apartament de la mama de la Tijera și vreo 300.000 de lei. Înțelegeți? Presa cum se mișcă și ce vorbește, iartă-mă la mine. Și vreau să mă leg de ce ați spus dumneavoastră. Ia la găte. Nu atât de rău. Îmi place aici, de-aia mă bag cu să văd, pentru că tot să mai vii, am impresia. Da, 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 sunt de acasă. Da, normal, da. Pentru că vorbeați de faptul că tot ce înseamnă construcții noi, tot ce înseamnă blocuri, tot ce înseamnă cartiere noi, suntem în momentul în care Târgu Mureșul e plin, să spunem așa, de noi construcții și noi cartiere rezidențiale. Și fără spații verzi. Cum arată? Aici vreau să ajung. Pentru că vorbeați, dacă e o suprafață, aceeași suprafață de ceva verde. Da, da. Cum ar arăta acum? În momentul în care noi spunem că ne dezvoltăm cu tot ce înseamnă periferii pline de noi cartiere, care încă poate nici n-au nume. Din păcate, nu se ține cont de ce înseamnă spațiu verde și inclusiv la construirea noului mall, n-am văzut acolo vreun copac, deși există o hotărâre de Consiliu în sensul ăsta, dar n-au respectat-o că nu i-a interesat. Și avem peste tot betoane și betoane în toate felurile și în toate... ține de administrația locală să pună niște condiții, să dezvoltăm orașul și nu doar orașul. Știm foarte bine că avem mari comunități în jurul orașului, da? Avem aceste comune care se dezvoltă foarte mult și la un moment dat unde ajungem? Că la un moment dat va trebui să extindem orașul. Mai avem nevoie de o vinietă pentru că trecem din oraș în comună sau un alt oraș. Ceea ce e o aberație dacă stai să judeci logic, dar, repet, la un moment dat acolo vom ajunge și... E așa ca o junglă. Fiecare găsește un petec de pământ și gata, mi-am făcut un bloc și îl vând cât de scump pot ca să maximizeze profitul. Despre asta e vorba. Dar odată cu Green Deal-ul vom fi forțați să luăm astfel de măsuri. Pe mine mă interesează foarte mult partea de educație. Am militat pentru asta, fiind și în Comisia de Învățământ. Apropo de transport electric și transport modern, noi la Târgu Mureș am suferit tot de 20 de ani că nu avem autobuze moderne, bine, nu avem autobuze care să meargă, că avem poze la propriu, oamenii împing autobuzul în 2020, din păcate. Bine că nu-l trag. Da. Să-i înhămăm, da. Exact, că asta mai lipsește la ce dictatură a fost în oraș. Dar cine a fost primar aici?
După 90. După 90 a fost un domn de la UDMR, un singur mandat, și apoi e dictatura domnului Florea. Nu înțeles. De 100 de ani. Eu am strâns chiar și semnături și o să vreau să ajung primar să-mi văd visul cu ochii, dacă vreți să construim o școală. Că noi aici în Târgu Mureș de 30 de ani încoace, români, maghiari, romi, sași, că noi suntem un județ multicultural aici la Târgu Mureș și vreau să construim un campus școlar modern. N-am construit o școală de 30 de ani, n-am construit un spital de 30 de ani. Vedem spitalul că e fără acreditare, deci avem un spital fără acreditare în Târgu Mureș, pentru că nu sunt circuite, pentru că nu interesează pe nimeni. Am reușit o singură dată să-i aduc la masă pe o parte dintre parlamentari și chiar și pe primar să le explic că, înțeleg, nu-ți plac ochii mei, mie nu-mi plac ochii tăi, ok, trecem peste asta, dar hai să construim un spital, că avem fiecare niște responsabilități trecătoare și hai să și facem ceva în costaza asta. La Amsterdam fetele îmi spuneau, nu trebuie să-ți placă ochii mei, trebuie să plătești. Așa și ei trebuie să plătească. Exact. Toate abuzurile astea, există, chiar și codul penal ar putea să-i pedepsească. Aici intrăm într-un alt domeniu pe care Partidul Verde sper să-l pună la punct pe plan național. O justiție și o... Deci am citit ieri o imbecilitate a unui corp de ăsta de CSM sau nu știu cum se numește. Deci eu am rămas mască. Deci pur și simplu mi se pare ceva de pe vremea stalinismului. CSM, nu știu cum se cheamă ăștia, parcă echipă de fotbal, CSM, justiția. Dom'le, să propună ei să desfințeze orice post de televiziune care critică judecătorii. Ăștia n-au aflat că în 21 decembrie 1989 treaba asta. Libertatea cuvântului, stimați judecători, este supremă. Deci libertatea justiției este supremă. Oamenii ăștia trebuie cercetați. Și dacă schimb legea, poți să-i cercetezi de când s-au născut. Și să le iei banii, foarte important. Să le iei banii, pentru că noi încă după atâția ani de zile suntem la faza în care ajunge omul în pușcărie cu bani acasă, cu bani acasă, da. Și iese după 2 ani de zile. Nu numai că le luăm banii, dar vrem să și cumulăm. Vrem să schimbăm multe lucruri din codul penal, să facem ca în America cât se poate, să nu dăm pedeapsa cea mai mare, să cumulăm. Să ajung omul să facă 285 de ani și încă o zi. Și mă obsedează în continuare. Ieri citesc că au prins nu știu unde un nenorocit care a violat o fetiță de 5 ani, a omorât-o cu cărămizile și ăștia îi propun, nu știu, 15 ani la un centru de detenție. Eu pot să spun ca persoană privată că aș introduce pedeapsa cu moartea. Ca să fie foarte clar. Pot să-mi ridic din cauza asta și Europa în cap. Domnule, nu toți spermatozoizii sunt destinați ca să ajungă ființe umane, ca să fie foarte clar, da? Dar nu pot să introduc că mă scot ăștia din Europa sau mă ceartă? Foarte bine. Dar atunci pot să le dau 150 de ani. Iar justiția nu mai pierde ani de zile. Ce ai făcut, mă? Da. Asta. 100 de ani. Da, asta se întâmplă în America. Și nu castrare chimică, pentru că vreau ca să în fiecare seară să-și aduc aminte. Nu-i vorbă că violatori în continuare sunt foarte bine primiți în penitenciare și sunt mulți voinici acolo care se căsătoresc cu ei. Nu știu de ce condamnații nici măcar sunt criminali, sunt tot felul de spețe. Dom'le, dar pe ăștia îi tratează, îi dezvirginează dimineață, prânz și seara. Ca să vadă cum e. Nu știu, am întrebat mulți pușcăriași. Bă, dar de ce îi tratați așa pe viață? Băi, Nea Florică, am făcut, am dres, ne-am bătut cu cuțite, cu alea. Bă, dar cum? Adică cum? Cum poți? E de neconceput. Adică cum poți așa ceva? Câtă boală să ai în tine? Sau? Încă o idee pe care vreau să o discutăm, vis-a-vis de faptul că, din păcate, ne aflăm în această pandemie, am avut probleme, avem probleme în continuare și știu că vorbiți despre ceea ce înseamnă guvernare în mediul electronic, e-governing. Cum vedeți dumneavoastră? Știu că ați propus la un moment dat în martie anul acesta... Estonia este o țară care a reușit în întregime să digitalizeze toată povestea, toată țara. Da. Deci în Estonia... orice relație cu statul, cu primăria, cu toate forurile o rezolv de la laptop.
Austria este pe urmele ei, Germania se străduiește și așa mai departe. Ne luptăm ca să digitalizăm. Adică vedeți ipocrizia PSD-ului și PNL-ului și acum și a copilului lor din Flor USR Plus. Dom'le, mor de grija școlarilor, mor de grija cetățenilor cu COVID-ul ăsta, dar nu catadixesc să fac votul electronic. Că nu s-ar mai duce nimeni să se expună la școala din colțul său. Știți de ce nu introduc votul electronic? Pentru că ei sunt obișnuiți să fure clasic în secția de votare, cu urnă, cu ștampilă, cu primar. Și cu cât te duci spre sat, acolo măcar primarul se suie pe urna de vot și zice, ia bă, babu, să vezi ce, să văd ce ai băgat. Nu se poate așa ceva, să te frece grija față de cetățean și tu să vrei în continuare vot pe hârtie. Eu nu vorbesc aici de 4 hectare de pădure salvate sau nu. Nu, eu vin și spun. Frica lor este că nu mai pot fura în secție și doi, este că electronic poate s-ar dubla participarea. Aoleo, păi nu mai avem niciun control dacă votează vreo 80% din Germania. De și peste... cum îi mai duc cu autobuzul să voteze? Adică... Păi, despre asta este vorba. Și atunci Partidul Verde se va lupta și slavă Domnului că noi avem un mare avantaj față de toate partidele. Avem o familie foarte puternică. Săptămâna viitoare ne-am întâlnit deja la Sibiu, o să ne întâlnim și săptămâna viitoare, dacă nu ia foc Bucureștiul cu moțiunea de cezut. Deci vedeți ce interesează pe ei? Aceste 80 de miliarde le provoacă mâncărimi, tahicardii și zbateri de pleoape. Bă, PNL-ul ăsta vrea să pună mâna, nu noi cu tare. Deci să vii acum să crezi, n-am nicio treabă, nu m-aș băga cu Orban în pat niciodată și cu Ciolacu, da? Bă, dar să vrei acum să faci un haos cumva ca să ai niște socoteli de-astea meschine. Fug primarii PSD la PNL dacă mai stau ăștia la guvernare. Și atunci zice, trebuie să oprim această chestie. O să fie o nebunie și o nemenicie. Spuneam de frații noștri verzi europeni cu care suntem în contact continuu și să știți că dacă nu ne ascultă pe noi, o să-i asculte pe ei. Nu, ne este foarte ușor să vorbim cu niște frați germani care sunt în preajma doamnei Merkel și să spună, bă, voi n-auziți, o să discutăm la Bruxelles chestia asta. Treceți pe vot electronic. Toată Europa se duce spre digital. Voi cât o mai frecați acolo? Și multe și multe, multe alte lucruri care se pot face, dar digitalizarea este esențială. Și să nu vii să spui că ce o să facă, nu știu ce, țața Leana pe la țară, se duce la un nepot și zice, mamă, arată-mi cum să votez. Până la urmă, problema tabletelor. Tableta noastră este asta. Tableta dumneavoastră e aceea. Dar problema tabletelor acum în septembrie, până la 27 septembrie, e 15. Deci la școală te referi? Pe mine practic nu mă mai interesează chestia cu școala. Am făcut 3 facultăți și nu vreau să aflu ăștia că n-am făcut decât 6 clase. Știu. Dar pe mine mă interesează asta cu școala foarte mult. Ce să zic, am vorbit și în Parlament și despre tabletele astea. În pandemia asta cred că au fost... nu știu, numeroase inițiative legislative și toată lumea vrea să se cumpere tablete. Nici până în ziua de azi. Păi pentru că este o altă sursă pentru niște prieteni. Da, dar nu le avem, deci nu le-au cumpărat și asta e poveste din martie. Da, martie, da. Și suntem în septembrie, mâine, poi mine începe școala, copiii n-au tablete, profesorii nu știu să... Nu e așa de simplu ca profesor să vii în fața camerei și să predai o lecție, că nu toată lumea are talent ca și domnul Călinescu aici de față, pentru în fața. E o șpagă pentru cineva care se luptă cu altcineva. Cui să-i dăm afacerea tabletele? Cum obsedează, de exemplu, cum adică înainte de pandemie o mască era 10 bani și așa, acum e un euro? Bă, de unde? Adică au băgat fibră de aur în ea. Adică dacă costă 2 cenți, de ce să coste de 50 de ori mai mult dacă e același elastic și aceeași hârtie? Business! Piață nereglementată. Exact. Du-te în Austria să vezi unde statul zice și el, bă, dar zice, eu nu pot să-l oblig pe om, poate a uitat-o acasă, dacă te duci la supermarket în Austria sau la multe alte instituții, sau multe instituții, găsești la intrare cutiile, omul intră în Lidl, își ia masca, iese și o aruncă, dezinfectant cu tare, mă, să mor dacă am văzut că cineva ia 100 de măști.
a intrat, a luat o mască, da, și a luat cartușe. Atât de tare te freacă obligativitatea măștilor, îmi pui toată poliția, parcă toți au făcut liceul sanitar, da? Mă uitam aici la platou, zic, erau vă trei zdracon, zic, bă, arătați-mi și mie Consiliul Local, unde, dar vreau să-mi puneți așa, ca la Olimpiadă. Cum face ăla cu arbitru, cu zbântâna aia pe jos în iarbă. Așa, da. Bă, voi fost, sunteți, da, angajații primăriei? Nu, suntem de la Poliția de Stat. Păi și atunci, văd că sunteți cu ochii pe mine. Când mă amendați? Mai pot să fac cu pas mic? Săraci, azi mai bine plecăm noi, cu ăsta nu o scoatem la cap. Păi dacă voi n-ați stabilit să vină Consiliul Local și să zică, de aici încolo e mască și amendă. Gargară. Dar nu poți să stai să dai tu măștile din partea autorităților? Că ai taxe și impozite. Ce dracu faci în Târgu Mureș cu taxele și impozite? Eu, orașul pentru mine este ca acum 40 de ani. Numai drăguța mea de atunci, săraca, merge în baston. Deci ceva s-a schimbat în Târgu Mureș. Iubirea vieții mele de acum 40 de ani nu mai e ca atunci. În rest, tot orașul să mor eu, că este absolut jenant, în afară de trei vitrine, fumați cu tare, beți, mâncați, nu știu ce căcaturi. Pentru că nu s-a construit nimic în 30 de ani. Dar ce să se construiască, Alina? Știi cum e? Construcția începe de... Deci mă duc la, în Germania la niște... Bă, da, tot o dați cu Germania. Păi, dar cu ce dracu s-o dăm? Da, de ce da, tot vă place să duceți în Germania sau cu tare? Sau cu tare? Vrei să discutăm? Da, 99% se reciclează tot. Bă, ce greu e să pună omul. Da, știi ce ușor e când îi trage o amendă? Păi numai pentru mască? Băi, țărărușile, dacă nu faci cu gunoi, să vă amendă, scară de bloc, asociație de locatari particular, eu ți-aduc toate alea cu tare. Știi cum scap de peturi în Germania? Mi-a referit la tomberoane, care ar trebui să fie... Stimate coleg, în Germania au pus la intrări în supermarket ca niște delea de cafea, da, și vii, baci petul de plastic acolo sau de aluminiu și îți iei 15-20 de... Zbâng, îți dă imediat, da? Sau îți dă un bon și poate te duci înăuntru să-ți iei altă băutură sau cutare. Eu îți dau un scris că dacă toate primăriile, dar o să facă guvernul Călinescu chestia asta, o să fie printr-o impozitare nouă, toate supermarketurile să facă această investiție, eu îți dau un scris că toți colegii și toți copiii și înainte de... ar fugi toată ziua și ar curăța ei toate peturile, da, ca da, să-și ia câte 2-3 euro. Și colegii romi, probabil, ar veni cu căruțele pline de peturi de plastic. N-ai putea să mai intri în Lidl, că vine aia cu căruțele cu peturi. Deci soluția există pentru toate. Da? Germania așa face, da. Nu, Germania nu face. 99% se reciclează absolut tot. Dar o chestiune apropo de romi. Noi aici în Târgu Mureș avem foarte mulți romi și în județul Mureș este unul dintre județele care are cei mai mulți romi raportat la numărul de locuitori. Eu știu, la București mi-au zis niște căpitenii de ale lor. Problema e rezolvată. Avem roaming toți. Da, dar problema se poate rezolva în felul următor și trebuie să facem asta că nu aveam de ales. Să înființăm școli profesionale în învățământ dual. Avem o nouă lege și primesc bursă atât de la stat cât și de la angajator. Dar astea nu pot fi pentru minorități. Pot fi pentru toți copiii care au nevoie să învețe o meserie. Dar nu putem decela pe minorități. Vrei să te faci ospătar, bucătar sau tâmplar? Nu, dar eu de ce spun asta? Poate dacă ești sărac, să zicem, sau n-ai posibilități. Nu, am spus-o în alt context. Aici tu te pricepi. În contextul nostru local, avem situația în care romii au fost păcăliți și poate uneori cumpărați la fiecare tur de alegeri. Și li s-a promis stradă, școală, spital și nu li s-a livrat nimic. Ei sunt în aceeași sărăcie și culmea, Valea Rece, da, că tot ne-am întâlnit cu oameni de acolo, figurează în hârtiile orașului ca și prima așezare. Și le-am explicat, voi ați fost primi aici în pământ, pe pământul ăsta și uite unde sunteți, de ce credeți? Că v-ați lăsat cumpărați și păcăliți de toată lumea. Și-am vorbit cu profesorii lor de limba romanii, care se ocupă de ei și se străduiesc și ei au spus, da, avem nevoie de niște centre de zi unde
să învețe cei mici, da, și pentru cei care trebuie să meargă la liceu, aceste școli profesionale în învățământ dual, unde să învețe o meserie, că tot noi ne plângem că și, nu știu, cei din Tudor, de exemplu, se plâng foarte mult că au, știm asta, s-au intersectat. Bun, dar dacă noi nu facem nimic, peste 30 de ani vorbim despre același lucru. N-avem soluții. Soluția asta este. Din nou, o promovare între mesaje. Sunt șmecher în televiziune, să nu mă poată evita, știi, dacă e nevoie, vorbesc așa, ca să nu mă evite. Pentru că vorbeam despre școală. Și vrem să legalizăm tot ce este verde. Tot? Tot. Două cuvinte ne spuneți despre aspect. Deci, în primul rând, în scopuri medicale, da, e necesar să nu mai fim fandosiți, nu că America a legalizat în 3/4 din state, dar decât aceste substanțe, morfină și nu știu ce, putem avea un program național pentru cannabisul medical, pentru alinarea durerilor, aproape într-un mod bio, ca să spun așa, și naturist, decât să mai bage săracul om într-o anumită boală sau într-o anumită fază, alte și alte, și nici nu trebuie să mai vină cineva, să vină procuratura ca la morfină, ca nu știu. Te duci la spital, la farmacie, îți cumperi o doză, nu însă etnobotanicele, nu alte nenorociri în care la vine se pricepe de asemenea, nu alte prosteli care îl fac pe om să... Le distrug mintea copiilor, pur și simplu. Deci eu când am văzut aia zombie sau nu știu cum drag se cheamă. Exact, drogul zombie, da. Îi vezi așa... Rămân câte o jumătate de oră. Și nu-și mai revin. Nu, dar nu, sunt mulți copii, probabil nu-și mai revin pur și creier, simplu. Probabil mănâncă creierul. Exact, da. 100 de ani de pușcărie, cine face chestia asta? 100 de ani de pușcărie, heroina, cocaina, LSD-ul, crack-ul, mac-ul. Bă, o iarbă, după ce aflăm câți bolnavi au nevoie de cannabis medicinal, după aceea putem să avem grijă și de divorțați, de stresați, de... Să ne ocupăm de copii prima dată. De sportivi, bineînțeles. Știi? Adică atâta vreme cât avem o foarte mare problemă în școală cu copiii care consumă etnobotanicele astea și ajung la SMURD, am cerut de la SMURD situații nenumărate și de la psihiatrie și ajung acolo și nu știu ce să le facă, pur și simplu, pentru că nu identifică substanța respectivă și atunci e ca la loterie, trăiește sau moare copilul. Și o altă problemă, că noi nu avem un sistem de reabilitare, că de la SMURD ajung la psihiatrie, unde mai bagă niște medicamente în ei, că așa e povestea la noi deocamdată, și lucrez pe partea asta să construim un sistem de reabilitare, că dacă nu îi salvez pe copiii ăștia la vârsta asta de 12-13 ani, și sunt mulți care și-au ratat pur și simplu destinul, au fost admiși la universități prin lume și n-au mai ajuns pentru că și-au distrus viața din cauza acestor chimicale. Cum a mers proiectul și colaborarea pe care ați avut-o cu ISJ, cu tot ce înseamnă organe de forță din județul Mureș, în sensul ăsta, pentru că știu că ați avut un proiect... M-am bucurat că au venit cumva în colaborare și ei s-au bucurat foarte mult pentru că îi prindeau pe cei care traficau astfel de substanțe, dar n-aveau ce să facă pentru că nu erau incriminate. Da. Sau îi prindeau pe cei care traficau kilograme întregi de droguri de mare risc, cum sunt ele numite, și pedepsele foarte mici și scăpau foarte repede. Și atunci traficantul ăla se întorcea din nou la colțul școlii și vindea în continuare. Program național, îți dai seama. Da, deci trebuie un program național, un program în toată național povestea pentru asta. Pentru toată această poveste, pentru sclavia infantilă, sclavia feminină, toate aceste lucruri care se întâmplă sub văzul nostru, jigniți ăștia de judecători care vin și spun că vor să desfințeze televiziune care critică, dar în același timp țin câte un proces vreo 10 ani de zile și, pe urmă, fără să clipească, achită, probele nu mai sunt ok, probele nu mai sunt ok. O să aflați și despre reforma în justiție a Partidului Verde. Deci eu nu urmăresc să câștig niște alegeri, nici în toamna asta, dar în 2028 tot le câștig. E momentul să despărțim apele ca Moise. Nu se mai poate. Noi nu urmărim verzii să facem aia, aia, altă, să mai luăm un salariu, o pensie.
fără pensii speciale, fără salarii speciale, fără cutare, fără cutare. Pedepse exemplare pentru traficanți, pedepse exemplare. Mai angajăm 5.000 de judecători dacă mai treceți un proces de un an de zile, și pentru voi există sancțiuni și plecați afară. Depolitizarea tuturor organelor politizate, de la Curtea Constituțională la CNA, de la TVR la avocat. Deci ce conică să numească președinte, partide, nu știu ce, niște târlici acolo care după aceea își servesc stăpânii. Vrei Curte Constituțională? N-ai decât 10 judecători, 20, 50 din toată țara de probitate să-și expună dorința în fața Breslei și aia să-și voteze Consiliul Suprem al Magistraturii. Nu, că ăla, că ăla, că cu tare. Care e problema? La CNA, pe mine mă apucă râsul, niște impostori, niște anonimi, n-au făcut în viața lor un desen animat și ei mă judecă pe mine. Băi, tâmpiților, păi cu tare, dar voi nu știți să citiți? Mi-au dat 25.000 de lei amendă, nici n-am plătit în viața mea, am plătit Pro TV-ul, vă dați seama. Păi nu știți că se uită și copiii la această emisiune? Da, dumneavoastră nu știți că acolo scrie cu acordul părinților? Păi dacă părinții îi lasă să se uite la emisiunea cu Florin Gănescu și eu mai zic porcărele, e vina mea sau a copiilor? E vina părinților. E cu acordul părinților. Ia, ai cu Călinescu, sigur scapă el ceva. Hai, marș la culcare. Dar s-a uitat a doua zi. Doamne, adică, băi, și ce să fac? Postul Trinitas acolo sau ce? Este o emisiune, e un post privat, ai cel mai democratic instrument, telecomanda, mută frate pe vocea Patriarhiei și așa mai departe. Astea sunt niște lucruri, ia vezi că ăsta și-a făcut partid, ia vezi că pe Facebook-ul lui se uită 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, ia vedeți cum îl puteți arde. Păi, cred că la România au talent, a zis, nu știu ce a făcut cu ochii așa, și atunci, gata, ardeți-l că poate se potărește. Eu sunt taur, nu știu dacă ați văzut la coridă, îi bagă o suliță în ceafă, 2, 3, 7, poate, până nu balsabia aia bine, poate te iau în coarne. Nu numai taurul mare la coridă, mor și dobitoci de toreadori cât cuprinde. Am făcut ani de zile emisiunea în chestiunea zilei cu președinți, cu prim-miniștri, cu... Eu n-am făcut emisiuni de dedicații, de manele și alte chestii. În direct. Îmi plac emisiunile în direct, știi? Da, pentru că ne apropiem. Ca și cum mi-ar scrie Angelina Jolie acum. Bine, mă trimite o înregistrare cu tine. Angie, hai să ne vedem în direct. Ne apropiem ușor de final emisiunii, dar înainte să-mi spuneți cum vi se pare până în aceste momente, pentru că mai este o zi până la finele date până care se pot depune candidaturi. Sunt probabil undeva la 10 opțiuni pentru Târgu Mureș, mai mult decât de obicei. Foarte multe. Și vreau să vă întreb cum simțiți acest lucru. Da, cred că prima dată după 20 de ani în care Dorin Florea nu mai candidează și a pus aghiotantul să candideze, știm foarte bine lucrul ăsta. Și atunci e o bătălie politică și fiecare încearcă să-și maximizeze șansele. Din punctul meu de vedere, dacă vreți, o continuare a ceea ce am făcut. Proiectele mele le știți, cu campusul școlar, cu drogurile, rezolv în pandemie atât de mulți cetățeni am ajutat, pentru că de asta sunt în Parlament să-i reprezint și să-i ajut să-și rezolve problemele, de la consultanță pe ceea ce înseamnă șomaj tehnic, la depunere de dosare, o întreagă poveste să-ți depui dosarul în pandemie pentru creștere copil. Deci am făcut toate lucrurile astea pentru că asta e fișa mea de post. Revenind la întrebarea dumneavoastră, știți cum se spune, cel mai bun să câștige, adică eu. Domnul Călinescu, ultimele cuvinte le las dumneavoastră. Zic cuvinte de încheiere. Ultimele mele cuvinte. Știu care v-am fost baci până la dânși bătrânețe. Țineți minte cuvintele. Nu v-a eu abia am intrat în politică. Da. Mă amuză că mai vine unul și spune, băi, nene, nu te uiți că ai bătrânică cu tare. Băi. Ba da, zic, dar uite, Orson Welles are un cântec foarte frumos, marele cineast care a făcut Cetățeanul Kane, care în continuare e numărul 1 în istorie. Are o vorbă extraordinară, dar pe mine mă amuză, nu mă atacă cu nimic nimeni, în afară de sănătate. El spune așa tinerilor în cântecul lui, eu știu cum e să fii tânăr, tu poate n-ai să știi niciodată cum e să fii bătrân. Înțelegi? E ceva pe care eu nu-l înțelegeam la 20 de ani. Înțelepciunea, să mor eu
de data asta pot să zic ceva în legătură cu tine. Este clar, nu poți să ai experiență de, poți să scrii poezii la 15 ani. Bă, marile romane s-au scris către oameni după 40. Când viața trece peste tine, știi ce ai de făcut. Dar știi ceva? Surprise! Sunt foarte tânăr. Ea e mai în vârstă ca mine, ca politician. Eu abia am 6 luni. Fac caca pe mine, pipi, merg în Pampers. Deci pot să zic, USR, PNL, PSD, caca. E un final de emisiune aparte. De fapt, întreaga emisiune a fost altfel, dar mă bucur că prin toată discuția am arătat celor de acasă că Partidul Verde nu înseamnă doar pădure, salvați pădurile. Nu. Am vorbit despre foarte multe aspecte printre rânduri, sigur. Și abia ți-am enumerat câteva aspecte. Stai liniștit. Deci lucrurile sunt foarte, foarte clare în mintea mea. Merg de-a bușile în politică. În 2024 o să mă ridic în piciorușe și în 2028 o să-mi dau licența în politică. Eu vă dau un scris, pentru că lucrurile... Să știți că noi nu... o să vedeți ce se întâmplă și cu USR-ul și cu... PSD, o să, e ceva incredibil. Te aștepți la PSD să fugă la PNL? Se face treaba asta, nu? Se fuge de la PNL la PSD? Da. Bă, da, nici n-ai făcut o treabă la început, un far de lumină și să te chinui să-ți strici partidul. O să aflați multe lucruri cu aceste locale și stai să vină și generale. Dar asta nu înseamnă că am mai avut vreo 10 telefoane. Da? Dar nu e cazul. Însă să-ți sacrifici oamenii care au muncit 4 ani de zile pentru partidul tău cu sinceritate, că ăștia când au făcut USR, mi-a dat seama că atunci când l-au mazilit pe Nicușor Dan, ceva nu e în regulă aici. Dar nu e numai în Mureș asta. Aproape în toate județele s-au făcut niște combinații de neînțeles pentru mine. Își sacrifică oamenii ca să le facă pe plac peneliștilor și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. O să vedeți niște lucruri interesante în zilele în care urmează. L-am văzut. Toată emisiunea, cu siguranță, cei de acasă vor întâlni... În cazul în care nu știți cine e acolo. Da, acum am înțeles. Lavinia Cosma aici de față și Florin Călinescu. Și scrie prea mic și nu se vede. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Doamne ajută! Doamne ajută. Să fim sănătoși! Mulțumesc pentru prezență. Doamne ajută să fim sănătoși! Așa, să fie, dragi telespectatori, mulțumesc pentru faptul că a rămas în fața micilor ecrane alături de mine, așa cum spuneam, domnul Florin Călinescu și doamna Lavinia Cosma, proaspăt lansată candidatură pentru primăria municipiului Târgu Mureș. Cu siguranță mai multe de discutat în emisiunile viitoare. Rămâneți până atunci în continuare alături de noi. La revedere!